Festivalul de film CineSat a ajuns la a treia ediție. În perioada 14-19 august 2018, Lereștiul va găzdui cele mai mari nume ale cinematografiei românești, prezente la proiecțiile de filme și documentare, atât în sală cât și în aer liber. Accesul publicului la întregul program al festivalului este gratuit, putând de se bucura pe lângă vizionarea unor pelicule de marcă și de discuții cu realizatorii acestora. Printre invitații află Elisabeta Bostan, Șerban Marinescu, Dan Pița, Mircea Diaconu, Doru Nițescu, Gheorghe Visu, Naptoade, Iura Luncașu, Alexandru Papadopol, Cătălin Mitulescu și mulți alți actori, critici de film, producători sau regizori. Ediția din acest an va începe marți 14 august la ora 18 cu primirea invitațiilor. prima proiecție fiind programată pentru ora 19 la ATN-ul din Voinești, Comuna Lerești. În prima seară este programată de la ora 21 întâlnirea cu regizorul Cătălin Mitulescu și actorul Gheorghe Pișteranu pentru proiecția filmului Eu când vreau să fluier fluier. De altfel, în fiecare seară de festival, la orele 19 și 21, publicul va fi la proiecția filmelor alături de regizori sau actori. La ora 15 sunt organizate workshop-uri la care vor participa regizori. Organizatorii au pregătit și alte întâlniri speciale, lansări de carte sau spectacole.